Dina Djebo, o locuitoare a capitalei în vârstă de 36 de ani, practică acest hobby încă din copilărie. Deși este manichiristă de profesie, aceasta reușește să participe și la multe dintre competițiile de pescuit. Acum 2 ani a obținut chiar marele trofeu, Big Fish, fiind prima dintre pescarii din Moldova care a bătut recordul pentru cel mai mare pește prins vreodată. Acesta cântărea 5 kg și 450 de grame. Irina Djebo din Chișinău a învățat să mănuiască undița pe când avea doar 10 ani, bunelul ei fiind cel care i-a ghidat primii pași. Nu s-a gândit niciodată că această pasiune o să-i marcheze viața, dar și modul său de a vedea lucrurile. Se часто с дедушкой, с семьёй выезжали за город на озёра. Очень нравилось всегда. Любопытно, интересно было. Потом стало подрастать и вокруг меня как-то стали появляться друзья, у которых было такое же хобби. Acest hobby i-a adus în cale și marea sa dragoste, întâlnindu-l pe viitorul ei soț chiar pe malul râului, unde ea obișnuia să pescuiască. Acum ambii, atunci când au zile libere, ori sunt în vacanță, se duc la prins pește ori de câte ori le apare ocazia. Самое главное в машине, либо если это другой транспорт, это удочка, катушка, она всегда со мной, с нами. Семье, вот, и мы часто рыбачим, когда на озерах за границей, когда получается на море, готовим даже рыбу, сушим ее также. De 3 ani încoace, Irina practică pescuitul sportiv și deja are cu ce se mândri. Мое еще маленькое достижение, в 2021 году проходили соревнования на озере Минжир 19 сентября. Тогда участвовало где-то порядка 53 участников. С разных стран также были участники. И мне удалось получить свой первый кубок за самую большую пойманную рыбу. Este ferm convinsă că nu doar bărbații pot avea o pasiune aparte pentru pescuit, ba chiar își dorește ca tot mai multe femei să treacă peste stereotipuri și să încerce această ocupație care vine cu o mulțime de beneficii. Хорошее настроение, возможность посетить разные места в республике в нашей. Отдых, отвлечение от неприятностей всех, каких-то невзгод. Адреналин самое главное, потому что никогда не ожидаешь, вот какая рыба может клюнуть, какие эмоции. Но когда это даже и маленькая рыбка, то ощущения просто непередаваемые. Pe 25 martie, Irina urmează să participe la competiția internațională Street Fish, care va fi organizată la noi în Moldova. Noi îi urăm succes! Ca să ajungă să ne reprezinte țara în marea finală care va avea loc în Italia.